Neti Sandu se bucură de aprecierea publicului datorită rubricii Horoscop de la ProTV pe care o prezintă în fiecare dimineață. Deși este o figură cunoscută, vedeta a fost întotdeauna un personaj discret. Neti Sandu nu are nevoie de prea multe introduceri. Deși se cunosc multe detalii despre cariera sa, ea a preferat să-și țină viața privată departe de privirile indiscrete. Dar în ultima vreme, astrologul i-a surprins pe fanii cu niște incidente bizare pe care le-a trăit în urmă cu ceva timp. Prezentatoarea TV a povestit o întâmplare cu un bărbat care i-a cerut să facă o poză întreg cu el și fiica lui. Pe Facebook, bărbatul a tăiat-o pe fată și pe fotografie apărea doar el și cu Neti. Acest episod a fost unul dintre cele mai bizare pe care le-a experimentat îndrăgita prezentatoare de la ProTV.